Miercuri 10 august, polițiști ai Serviciilor de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică Rutieră și Poliția Orașului Tismana, în cooperare cu specialiști ANAF și inspectorii Temegorj, au acționat pe raza orașului Tismana pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite de comerț. Acțiunea a vizat atât verificarea legalității actelor de comerț întreprinse de agenții economici, dar și controlul legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Oamenii legii au verificat 13 agenți economici și controlat în trafic 84 de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 37 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 17.000 de lei. Ca măsuri complementare a fost suspendată activitatea unei firme din Tismana și au fost ridicate mărfuri evaluate la suma de 500 de lei, pentru care agenții economici nu dețineau documente de proveniență. O echipă mixtă de control a constatat că reprezentanții unei firme din Tismana comercializau diverse produse către cetățeni fără a le emite bonuri fiscale, întrucât nu dețineau aparat de marcat electronic fiscal. Administratorul firmei a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 3.000 de lei pentru neîndeplinirea obligației de a se dota și a utiliza aparat de marcat electronic fiscal. De asemenea, ca măsură complementară s-a dispus suspendarea activității unității.